Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu a doua etalare pentru vărsători, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsători. Interesante cărți, leitmotivul deja este foarte complicat la voi, vedem cum se vor desfășura cărțile. Ați primit trei cărți, în fine, dar să vorbim acum despre mesaje de la îngeri. Primiți ceva, mai fost la o zodie, nu mai știu la care. Primiți ceva care pare mic, dar primiți-l cu dragoste și apreciere. Chiar dacă vă așteptați la ceva spectaculos, în momentul în care manifestați gratitudine pentru această ofertă, veți reuși să declanșați o schimbare în viața voastră și să manifestați niște miracole și binecuvântări. Aveți 34, aveți 13, să vă spună ceva. Și cel mai miraculos lucru este că începeți să vedeți că dragostea este peste tot. Ați fost într-o relație în care unii dintre voi ați îndurat foarte mult, dragostea îndură foarte mult. Voi sau ei, evident că poate să fie și invers, dar cărțile vorbesc despre voi. Și trebuie să iertați situația. Și s-a văzut ceva și la etalarea pentru carieră. Am zis că se suprapun la un moment dat viața personală cu viața profesională. Ați îndurat foarte mult, dar trebuie să iertați, să învățați să iertați ca să creșteți în vibrație și să ajungeți la o lumină specială. Lumina aceea pe care am văzut-o și la yoga, da? Pe care am văzut și la schimbare de carieră. Și cum am vorbit și la carieră. Și la sănătate, mișcați-vă, mișcați-vă ca să vă regăsiți încrederea, că am văzut doi cai acolo la sănătate, nevoia de mișcare. Am văzut la un moment dat și 7 de cupe, puteți să vedeți noi oportunități, noi șanse în alte direcții, că e o chestiune profesională, că e familiară, sentimentală, variază. Doar schimbați-vă un pic, schimbați-vă un pic perspectiva. Pentru că într-o direcție anume ați îndurat foarte mult. Din acest motiv vi se zice să iertați. Iertați, știu că e grea iertarea. Nu vine imediat. Nu vine imediat. Trebuie să muncim pentru această iertare. Și evident că iertăm nu pentru ei, iertăm pentru noi. 16. 16, să vă spună ceva, 13 iar. În momentul în care descoperiți că dragostea este în jur, eventual primiți, sau în momentul în care primiți cu apreciere orice mic gest, da? De prietenie, de atenție, ceva, da? Conștientizați că dragostea poate să vină și pe alte căi și chiar dacă vi se oferă ceva mai puțin valoros decât v-ați obișnuit, este un gest de dragoste și în momentul în care apreciați acest gest de dragoste, manifestați miracole și binecuvântări. Totul reprezintă un dar. Și aceste miracole și binecuvântări, pentru că este numărul 13, 1 și cu 3, 4, vă va stabiliza într-un fel viața. Posibil Jupiter, când va intra Jupiter în vărsător, nu mai știu acum în ce poziție, că de vreo săptămână chiar n-am mai vrut să mai ascult despre, să urmăresc nicio planetă. Am și o nevoie de timpul meu, ca și voi, da? De timp pentru mine. Leitmotivul acestei etalări, foarte interesant, este că inițial a venit separat 3 și o carte și cu încă două, da? 7 de bâte. Poate aveți un semn de foc în viața voastră. Dar 7 de bâte clasic, din punct de vedere al tarotului, înseamnă o atitudine defensivă. Vreți să vă apărați eventual copilul interior. Copilul l-am văzut și la sănătate. Și echilibrul vostru, în momentul în care faceți yoga, echilibrați masculinul și femininul, că de fapt această uniune vorbește de o uniune în interiorul vostru, da? Ce frumos! O uniune în interiorul vostru și în momentul în care vă uniți cele două energii, masculin și feminin, în voi, reușiți să exprimați această lumină, da? Această lumină care a apărut și la carieră. Deveniți acest far, adică e un soi de renaștere, să dați voie copilului interior să se manifeste. Eventual, și din acest motiv trebuie să fiți un pic să vă apărați pe voi, să fiți mai defensivi. Mai este o altă variantă, vom vedea acum, are legătură cu ce cărți apar. Să vă luptați pentru un copil.
pentru o uniune specială cu cineva special din viața voastră, cu care vă doriți foarte mult un copil. Posibil să fie cu marcaj în semn de foc. Posibil. Posibil. Vă doriți un copil cu acel personaj. Vedem. Vedem. Sau personajul respectiv își dorește întâlnirea cu voi și își dorește un copil. Dacă voi nu vă doriți, fiți precauți. Precaute. Posibil cineva, pentru că apăruși la sănătate. Ia uite, temperanță, aveți răbdare, iar semn de foc pentru unii. Dar aveți răbdare. Și încheiați un capitol în care v-ați tot, ați fost eventual, ori în printre prieteni care nu v-au învățat prea multe, ori în conflicte mentale. Da, aici sunteți voi, semn de aer. Poate totuși un împărat la un moment dat va oferi dragoste. Dar deocamdată simt că trebuie să vă ocupați de voi, pentru că anumite oferte, cât de frumoase sunt în această perioadă, s-ar putea să se manifeste negativ dacă nu închideți un capitol din viața voastră, dacă nu iertați. Unde vreau să ajung? Unde vreau să ajung? Imediat vă explic. Dacă nu iertați ceva ce s-a întâmplat în trecutul vostru, pentru că ați îndurat în dragoste, și iertarea, repet, vine greu, și iertare față de voi și față de ei, veți manifesta relații care vă aduc în continuare suferință. Eu așa simt. Din acest motiv se zice să aveți răbdare pentru acest nou capitol. Să aveți răbdare. Posibil există cineva cu marcaj în săgetător care vă influențează viața, să zicem, deși temperanța nu e musai săgetător, dar o dau și pe asta. O dau și pe asta. Haideți să vedem prima persoană, a doua persoană și pe unde sunteți voi. Prima persoană, vărsător, prima persoană, ce are în suflet, ce simte, ce simte? Obsesie. E obsesie. E obsesie. Pentru cineva, sunteți, iaute. Îi și iubiți, îi și urâți, vorba vine. Și sunteți în separare. Din acest motiv trebuie să vă vindecați. Și să vă conectați la, cum am zis, și yoga, la spiritualitate, la energia voastră, la o vibrație pozitivă. Uf. O să clarificăm. Uf. În suflet, în suflet. Posibil să fie și o dependență de cineva, dar, dragii mei, oricând ne putem separa, oricând putem rupe aceste lanțuri, e o chestiune doar de exercițiu mental. În fine, vedem. Puiai. E clar că a fost o separare, da? O ruptură. De cineva față de care aveați multă atracție. Ia uite. Ați avut multă atracție, însă, posibil, dragii mei, dacă a fost cineva în semnul leului, au fost niște secrete și niște manipulări. Că magicianul lângă lună n-are cum să dea prea bine, da? Ia uite, și au fost niște minciuni? Au fost minciuni. Dacă a fost cineva în zodia leului, sau nu neapărat zodia leului, sau aracului, sau chiar și gemeni, pentru că gemeni sau fecioară, că apare magicianul, poate chiar și berbecă vă semn de foc, în fine, nu mai contează. Ați crezut că sunteți fericiți, dar ați fost manipulați emoțional unii dintre voi și acum sufletul vostru este plin de amărăciune. Asta înseamnă diavolul în suflet. V-ați intoxicat. Nu vă puteți detașa. Ați devenit unii dintre voi obsedați de această poveste. Ia uite, conflicte.
În gând, în gând. Uia. În gând vărsător sau prima persoană, în gând. Ok. Da, în gând. Este un cineva în semn de foc. 6 de bute care a apărut și la sănătate. Și v-a afectat sănătatea, dar eu zic că vă refaceți, repet. Cum am zis și atunci. Însă, în gând, vă gândiți intens la cineva cu planete în semne de foc. Vreți victorie cu orice chip în această situație, unii dintre voi. Dragii mei, dacă mai este cineva în afara unei relații, cred că vă doriți, în acest moment, vă doriți persoana din afara relației, așa simt. Așa simt. Pentru colectivul la care m-am conectat. Cel puțin persoana de aici își dorește ceva în afara căsătoriei, pentru că apare diavolul, diavolului tentație. 6 de bâte, o persoană care vine în viața voastră cu să vă cucerească. Să vă cucerească, să face ce face, dar picați pe spate în preajma lor. Așa, și la capătul setului de cărți văd totuși un contract, o legătură spirituală, mamă, sau mai puțin, un contract sau o căsnicie. Posibil un taur. Să încerce să vă ofere ceva. Ori voi, ori ei. Pentru că să ofere ceva soției, să zicem, soției. Însă, deci unul dintre voi în căsătorie, hai să nu zic exact soția sau soțul, da? Unul dintre voi în această căsătorie încearcă să ofere această monedă, da? Regina are o monedă, valetul are o monedă. O, ce de împăcare. Ca să echilibreze doi de monedă, da? Situația. Însă, celălalt este foarte defensiv. Am zis, da? 7 de foc. Apare a doua oară 7 de foc. Light motivul. Da? Sunteți defensivi într-o relație. Aici, regina de spade, sunteți voi. Vreți să tăiați o legătură destul de veche, din copilărie, din tinerețe, poate ați avut o relație stabilă cu ei, 4 de băte totuși, o relație, ați avut o relație cu ei. Însă, vreți să puneți capăt. 2 de spade cu acest personaj care v-a fost alături, că doar apare relație, da? Îl cunoașteți din tinerețe sau de mai mult timp, da? E fost o fostă, da? Dar însă, simțiți că v-a trădat. Nu simt musai să fie taur, dar simțiți că v-a trădat. Acum că situația e invers, iar variază. Iar apare, iaute, trădări, răni într-o căsnicie. 10 de monede. Și apare și amanta. Regina de băte, apare amanta. Că este în viața regina, poate să fie rege, evident. Poate să fie bărbat. În anumite situații, regina de băte apare ca și o amantă care dă, eu știu, rănește. Da. Sorry. Îmi pare rău pentru voi. Aici clar nu mă regăsesc. Da, nu contează dacă mă regăsesc eu. Important e să vorbesc pentru un anumit colectiv. Ia uite. Sunteți îndrăgostiți, măi. Sunteți îndrăgostiți. Cine este la numărul 1? Atât de îndrăgostit încât i s-a intoxicat. Că asta înseamnă, ia uite, diavolul. Sunteți intoxicați în dragoste. Vreți victorie cu orice clip. Clip. Chip. Venus, nu Venus, vreau să zic Mercur retrograd, da? Vreți victorie cu orice chip. Dacă nu sunteți voi, repet, poate să fie altcineva. Îndrăgostit, nebun, nebună, după voi. Și totuși cineva e supărat din cauza unui triunghi amoros sau... Chiar dacă există acest personaj în viața unora care e îndrăgostit nebun după voi, dacă voi sunteți aici supărați, s-ar putea să vă mai gândiți la ofertă. Poate vă gândiți la oferta aceea de împăcare despre care am vorbit mai devreme. Însă cineva vrea să vorbească, să echilibreze, iau de 6 de monede, temperanța. Să deschidă un nou capitol după niște discuții. Dar, complicat, complicat. Ați plecat, v-ați certat. Cineva vrea să se împace și acum, nu știu, mă gândesc dacă primesc împăcarea. Între timp, poate ați întrebuit de altcineva. Să vedem. De ce vă este teamă? Ia uite, magicianul acasă sau într-o relație stabilă? De ce vă este teamă? Astea două?
Nu știți dacă vă veți vindeca și veți avea încrederea, că aici este legătură spirituală, că asta înseamnă vă vindecați prin spiritualitate, dragii mei, prin yoga. Unde e yoga? Unde ești yoga? Unde ești? Așa, da, vi s-a zis și în carieră, prin yoga, da? Conexiune spirituală. Și atunci vă regăsiți lumina și aveți încrederea să riscați. Deci, există două variante. Ori sunteți îndrăgostiți de cineva și sunteți legați codependenți de altcineva, de acea căsătorie sau relație stabilă. Sunteți între două. Eventual vreți să experimentați un cuplu protejat de divinitate, nu un cuplu nu e protejat, constrâns de tentații și nevoi fizice, da? Posibil să fiți între două situații, unii dintre voi. Dar clar că vă este teamă că nu puteți depăși niște trădări din trecut și nu aveți încă curajul, da, sunteți defensivi, iar apare, da? Aici sunteți voi. Și este și leitmotivul, defensiv. Vreți să vă regăsiți pe voi în această perioadă. Așa simți, aveți nevoie să vă regăsiți unii dintre voi și e bine, regăsiți-vă prin yoga, eventual. Ce vă doriți, dragii mei, de la numărul 1, care ori fi, ia uite, vă doriți să vă doriți ceva stabil, totuși? O să clarificăm, vedem la clarificări. Ia uite. Foarte ciudat. Pe de-o parte, sunteți trădați sau sunt... E o trădare într-o legătură. Nu musai de familie, dar apare 10 de monede și 10 de spade. Într-o legătură de lungă durată. Și iar apare amanta, da? Iar apar același cărți. Iar apare soțul sau cuplu, un cuplu, dar cu care nu comunicați cu acest soț. Și totuși, ceva... Nu vă puteți hotărâ. Asta e. Cum acționați, trebuie să luați o decizie. Ce vreți, dragii mei? Trecutul sau viitorul? Ce vreți, să fiți dependenți, codependenți în relații de-astea? Nici nu aș mai spune cum. Că nu vreau să jignesc pe nimeni. Da? Sau vreți ceva spiritual, ceva luminos? Eventual, în trecut. Nu. Vă doriți să fiți puternici. Să vă temperați. Mai vreau o carte, totuși. Chiar până la clarificări. Ia uite. Asul de cupe. Împăratul. Mai, cineva vrea să muncească pentru o împăcare. Așa simt. Cineva vrea să muncească pentru o împăcare. Să zicem că vă doriți vindecarea după o situație foarte tradițională. Dacă voi vă doriți o situație tradițională, este treaba voastră. Dar eu zic că din acest motiv am și cerut-o încă o carte. Vreți vindecare? Vreți vindecare? Vreți să vă iubiți pe voi? Eventual să ieșiți din niște tipare de gândire pur materiale ale unora. Pe de-o parte, vreți într-adevăr să aveți stabilitate, dar posibil stabilitate în sănătate și în această nouă viziune de dragoste față de voi. Există cineva cu care, soț, partener, cu care tu vă certați. Simțiți că vă controlează.
posibil, pentru că am clarificat, este un nou personaj la care țineți foarte mult, un nou personaj în viața voastră. Pentru cei care într-adevăr sunt îndrăgostiți. O să vedem și la clarificări. Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți? Numărul 1. Ok, sunt prea multe. Ah, să mergeți mai departe din conflict? Câte sunt? Unii chiar vreți să mergeți către cineva cu planete în semnul leului. Aveți niște conflicte interioare în legătură cu această călătorie. Unii vă doriți un copil. Care sunteți aceia? Ori ei, ori voi. Dar la numărul 1, da, vă faceți griji, iar trădări. Să zicem vindecare, regele de cupe și temperanța. Pe de o parte, unii aveți niște conflicte interioare pe care vreți să le depășiți și totuși vreți să mergeți către cineva cu planete, zic planete, nu neapărat semnul leului, planete în semne de foc sau specific leului. Dacă v-ați simțit trădați într-o legătură, vreți să mergeți către fericire, către trezire spirituală. Să luăm și varianta asta. Persoana a doua. Ce simte persoana a doua? Ok. Vrea să se detașeze emoțional. Nu se simte satisfăcută emoțional. Care o fi, că sunteți voi, că sunt ei, nu se simte satisfăcută, vrea să meargă către nouă de cupe. Către satisfacții interioare, emoționale, sufletești. Și nouă de cupe reprezintă o persoană care este fericită cu ea însăși. Nu e în relație de codependență. Wow! La capătul setului de cărți apare stagnare, spânzuratul, minciunele, strategii. Posibil, într-o situație la locul de muncă, o situație, un trio la locul de muncă, în care s-au creat niște iluzii. Pe de altă parte, da, asta e. Nu mai dau alte variante, că asta e. S-au creat niște iluzii. Așa sunt. Hai să vă dau și a doua variantă. Pe de-o parte, persoana aceasta, cu 8 de cupe, în suflet, lună în scorpion. Da, lună în scorpion e cartea mea pentru luna în scorpion. Dacă nu se simte împlinită emoțional cu persoana de lângă, pleacă, se detașează emoțional, clar. Dacă persoana de aici, care o fi ea, nu e obligatoriu să fie vărsător, găsiți-vă voi poziția, are în suflet o relație de codependență cu altcineva, dar și nu poate să ofere emoțional ceva frumos, ceva pozitiv, pentru că e diavolul în suflet, da, dragii mei, tentația, obsesia, persoana aceasta va pleca. Sau cel puțin se va detașa emoțional. Eventual pleacă pentru că vrea să schimbe perspectiva. Vrea să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. E dispusă să facă sacrificii și să-și găsească acele tactici prin care să-și refacă, să-și reconstruiască finanțele, dar și o nouă viață, să meargă de la 9 către 10. E într-o călătorie spirituală persoana asta, că am văzut și eremitul. La ce se gândește persoana a doua de la vărsător? La ce se gândește? Reconstrucție. 3 de monede. Reconstrucție. Iar vrea să se apere de niște, un stil conflictual. Vrea să renască, da, vrea să renască. Să pună capăt conflictelor, să se apere de tot ce mai influențează negativ, vrea să renască moartea. Către o nouă relație. Stabilă, frumoasă.
Eventual se gândește foarte intens la această împărăteasă, cum să înflorească, cum să înflorească. Împărăteasă, evident, poate să fie și mama copiilor, că tot apar aici copii, apar copii, dar... O să clarificăm. Uf, cum acționează, dar a venit invers. Persoana de aici nu vrea să se împace șase de cupe invers. Nu vrea să se împace și nu vrea să se împace. Și persoana de aici trebuie să ia o decizie. Cum se comportă, ce manifestă. Deci persoana de aici nu vrea să se împace. 4 de băte invers și 6 de cupe. Eventual se gândește că a fost un, repet, un triunghi pentru unii, da? Vrea un nou capitol. Vrea un nou capitol după ce s-a consumat, a plâns, da? În secret. S-a simțit singură. A încercat să se împace, dar totuși până la urmă s-a manifestat și mai rău. Și mai rău. Deci a încercat o renaștere, a încercat o împăcare, dar a manifestat împotriva un turn și alte răni pe care vrea să le vindece. Eu așa simt. Cine simte altfel să-mi spună. Însă vrea un nou capitol. Vrea să învețe lecția spirituală. Vrea un nou capitol în viață. De ce este teamă? Asta? Oho, de vărsător? Varianta simplistă a acestei cărți. Eventual este teamă, pentru că e foarte, destul de supărată. În suflet e clar, 8 de cupe arată supărare și detașare. Vrea să se detașeze. Transformare emoțională, dragii mei, că e scorpion. Transformare emoțională. Eventual vrea să... 8. Simte că se repetă la fiecare lună o dezamăgire, ceva. Și atunci vrea să meargă către 9. 9. Interesant că la noi numărul 9 sună și a nou. Vrea să experimenteze noi emoții satisfăcătoare. Nu musai cu cineva, repet, în primul rând cu ea însăși. Și este teamă eventual că... Nu se se poate vindeca. Pe de o parte, dacă aici este vărsătorul, este teamă de vărsător, teamă. În fine, vedem. Da. Magicianul. Este teamă că dacă mai încearcă să manifeste acest cuplu, își continuă această singurătate, această așteptare, aceste dezamăgiri. Soțul, soția. Hai să mai punem o carte, așa cum am pus la dorințe. Mai punem o carte. Sunt prea multe. Oricum. Posibil și-a pierdut credința în această... Ia uite, hoda. Este teamă că acest împărat, împăratul ce înseamnă controlează, împăratul vrea control. Posibil, este teamă că persoana în semnul vărsătorului vrea să-i controleze. Sau invers, împăratul și steaua. Vrea să se detașeze, ia uite, să meargă către regina de cupe, cineva care oferă emoții, dragii mei, da? Regina de cupe care oferă această mare cupă, pe care deocamdată doar o vede, o simte, o visează. O simte că e în suflet. Da? Și această mare cupă îl va, sau o va ajuta să se simtă, în primul rând, fericit cu el, cu ea însăși și apoi, evident, dar altceva își dorește. Altceva. Și e dispus să muncească, să se sacrifice și să-și schimbe viața. E o chestiune la distanță, eventual pentru unii. Și implică o călătorie.
Și cine nu știe, eu vă zic că uneori, depinde acum și de planetele personale, vărsătorii pot să dorească foarte mult să controleze. Depinde de planetele personale. Nu fac o judecată generală. Unii vărsători. În poziția fricilor. Posibil este teamă că acest vărsătorul vrea să îi domine într-un anume fel. Care o fi, bărbat, femeie, nu contează. Repet, nu contează. Ce-și dorește persoana de la numărul 2? Eventual nu mai are încredere într-un berbec sau taur. Mai e și varianta asta. Pentru că e în poziția fricilor și stă în poziția fricilor înseamnă că nu are încredere într-un berbec sau taur, împărat. Ce-și dorește? Ia uite. Și am văzut și pe asta. Oho. Să iasă din singurătate, din răceală, din acele relații în care se simt. Știți, cine n-a trăit, n-a trăit, dar eu cred că majoritatea a trăit genul acesta de relații în care sunteți singuri lângă partenerul, partenera voastră. Cinci înseamnă schimbare prin spiritualitate, așa, ce-și dorește? Să iasă în această relație rece și să aibă parte de fericire. Am zis 9, 8, 9, merge, da? Către cineva care oferă fericire și dispus să aștepte. Trebuie să, eventual, eu aștept să se vindece iar. Iar apare această căsnicie în care v-ați consumat sau relație. Semn de pământ, semn de aer, dezamăgiri, energie, prea multe responsabilități, energie adusă pe responsabilități, pe lacrimi, manipulări. Da. Ce reușește să manifeste numărul 2? Ce reușește să manifeste numărul 2? Și am zis uniune. În primul rând, uniunea trebuie să aibă loc în suflet. Noi, astea au ieșit la suprafață, restul au venit cu fața în jos, așa că nu le iau. Ce reușește să facă? Mai, e o situație acasă toată ziua. Toată ziua, balanță, regina de monede. Ia uite. Vă arăt. Nu neapărat balanță. Pentru unii poate să fie, dar balanță înseamnă o separare. O dezamăgire. Regina de monede, dezamăgire. O căsnicie în care s-a experimentat sau un triunghi. S-a experimentat un triunghi. Da, nu mai vrea. Persoana respectivă nu mai vrea. Persoana de la numărul 2 nu mai vrea. Vrea să se detașeze, să zicem, mental de această relație sau căsnicie în care s-a consumat. S-a consumat și mental și energetic. A avut prea multe responsabilități, prea multe pe umerii lor. Dacă nu-i căsnicie, să zicem că ar fi pentru foarte puțin dintre voi cineva în semn de foc. Dar eu așa simt. Vrea să lase acele apele tulburi sunt reprezentate de 10 de bâte. Persoana care le duce pe toate. Vrea să se ducă într-o altă direcție. Interesant că lucrează la lună plină. Lucrează la lună plină această persoană. Dezamăgită. Asta e persoana dezamăgită. Și asta altă persoană posibil obsedată să recucerească. Posibil. Pentru unii dintre voi. Uf, ce energie. Dar, pentru că tot a fost eclipsă, tot a fost una alta. E
Interesant, amestecăm cărțile. A apărut o chestiune iar de moralitate în gândul unuia sau a celuilalt. Amândouă semne de apă. Eventual, asta e cartea pentru regina de monede, de spade. Foarte îngândurată. Într-o problemă care ține de moralitate. Am zis că cineva vrea totuși să se împace. Am zis, sunt două variante. Sunt două variante. Sau poate că sunt, poate, foarte posibil că sunt valabile amândouă. Cineva vrea cu orice chip să lupte, să lupte pentru o împăcare și s-ar putea să apeleze la un copil, să facă, să vrea să facă un copil ca să se împace cu cealaltă persoană. Mai există și varianta în care posibil cealaltă persoană și-a găsit flacăra geamănă și dorește uniunea cu flacăra geamănă și copilul să însemne un nou început în viața sa, un nou început exprimat prin această uniune cu flacăra geamănă și să lupte pentru această uniune. Vedeți? E o diferență. E o diferență mare. Clarificăm diavolul. Diavolul. Diavolul, regele de monede. Cineva e obsedat de regele de monede. Regele de monede, da? Cineva e obsedat de monede sau de bani, dragii mei. Sau de bani și trebuie să aleagă. Era un moment de răscrucere dacă vrea să atârne de... Foarte interesant. Dacă vrea să atârne de pastă, de trecut sau să ia de la zero. Iar moment de decizie și aici. Dar e foarte obsedat, obsedată de acest rege de monede. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Posibil e o senzație de abundență, de stabilitate, evident și de senzualitate, poate să fie și o obsesie sexuală pentru acest personaj. Și repet, regele de monede nu e obligatoriu să fie semn de pământ, dar care exprimă, cel puțin în sufletul persoanei, acest lucru. Ha. Șase de bâte. Șase de bâte, se gândește la o victorie cu orice chip și e dispusă să aștepte aceste fructe ale luptei. Se gândește cum să lupte ca să obțină acest gând. Înțelegeți? Oare mă exprim suficient de clar? Unul dintre voi își dorește cu mare pasiune o regină de cupe. Regină de cupe, cineva foarte emoțional, care este receptiv la energiile din jurul său și de care este foarte îndrăgostită, da? Însă, vrea să lase în spate niște proiecții relaționale. Și vrea să-și facă curajul să meargă cu pasiune către această regină de cupe. Cine o fi? O fi probabil acea flacără geamănă din viața cuiva. Dacă persoana de aici este obsedată de acest rege de monede, regele de monede apare iar ca semn de monede prin această broscuță testoasă care se îndepărtează de proiecții. Și repet, vrea să aibă curajul să manifeste pasiune, da, determinare în... cucerirea acestei regine de cupe de care e îndrăgostită. Însă, persoana de aici este singură, nouă de monede, și vrea să cucerească semnul de pământ pentru unii, semnul de pământ. Sau persoana care aduce această abundență și stabilitate financiară vrea să o cucerească, e în gând această dorință de a cuceri. Clarificăm îndrăgostiții. Îndrăgostiții e un moment important în dragoste de decizii, dar vrea să participe. Se simte vinovat, dar compară situațiile prin care a trecut. Se simte dărâmat de o situație, vede în spatele iluziilor, dar compară. Și e absolut intoxicat de aceste gânduri de vină. Vrea să refacă.
Vreau să-mi fac o căsnicie, patru debute sau o relație de lungă durată. Așa acționează. Eventual acționează îndrăgostit, dar în suflet este mai degrabă intoxicat sau obsedat. Da, știți? Că unii acționează altfel decât sunt în realitate. Mare grijă. În ce poziție sunteți? Clarificăm patru de monede și nebunul. Patru de monede. Este teamă că acest semn de pământ o ia de la zero? Aha! Dacă e obsedat de semnul de pământ pentru unii sau semnul care îi dă stabilitate, neapărat semnul de pământ, îi dă stabilitate. Dacă este obsedat de așa ceva, este teamă că semnul de pământ ar putea să o ia de la zero într-o altă direcție. Ho-ho! Eventual este teamă și persoanei de aici să-și refacă viața. Nu sunt prea multe. Clarificăm fricile. Clarificăm fricile. Încă o dată. Ia uite, domne, iar interesant, a venit nebunul de două ori, însă acum a venit invers. Iar apare regina de băte, care, am spus, de multe ori reprezintă amanta. Iar apare ideea de colivie, cineva care vrea să iasă din colivie, dintr-o relație stabilă, da? Și nebunul, nebunul invers, dar nebunul invers înseamnă riscuri. Cineva a riscat să iasă din colivie printr-o chestiune, printr-o pasiune și acum să zicem că regretă. Iar o chestiune de moralitate, la care trebuie să mediteze, patru de, da? Trebuie să mediteze. Curioasă cu cineva rezonează. Patru de monede și asul de cupe. Clarificăm dorințele. Da, ia uite. Apare regina de monede. Își dorește împăcare sau copil cu acest personaj de care e obsedat. Na, nu putea să apară de două regele de monede. A apărut regina de monede, da? A apărut nouă de monede, da? Apare sub formă de monede. Ia uite și iarăși. Vrea o nouă aventură. Vrea să aibă încredere. Să lase în urmă. Ce să lase în urmă? Să se transforme, să zicem. Dar foarte posibil, repet, semnul de pământ să vrea să meargă într-o nouă direcție. Așa simt. Să lase în urmă. Ce nu a fost potrivit nevoilor sale emoționale și să aibă curajul, repet, să cucerească un personaj care este receptiv, care vindecă, ca să face regina de cupe, vindecă, da? Și apare regina de cupe, receptivitate și healing, vindecare. Vreau o nouă existență, o nouă experiență cu acest personaj, ia. Da, în tăcere, în liniște, cu răbdare. Însă, persoana de aici, își dorește semnul de pământ. Mare grijă, unii dintre voi, să nu vi se facă un copil doar pentru că vă dorește, eu știu cine, înapoi în viața lor. Mare grijă. Eu știu pentru cine o fi acest mesaj. Ce reușește să manifeste? Găsiți-vă poziția. Luna viitoare o să fac sub altă formă. Să se elibereze de stres. Să trezească la o nouă conștiință. Uf, astea? Iar apare soarele mai. E destul de confuz rezultatul. Destul de confuz. Da, eu zic că persoana de aici este foarte confuză. Nu degeaba a apărut îndrăgostiții nevoia de a alege. Ia uite. Pe de-o parte apar conflicte, dorința și, să zicem, călătoria către
către soare. Hai să zicem către trezire spirituală, pentru că soarele apare de două ori. Și iar apare doi de spade, doi de spade, doi de îndrăgostiții. Posibil, la un moment dat, persoana aceasta să se trezească, apare soarele de două ori ca și final, și să decidă să fie în nouă decupe. Eventual să decidă să ia o nouă direcție. Dacă la un moment dat i-a fost frică să ia o nouă direcție, simt eu să se detașeze de această obsesie. Eventual meditează la acest, nu mă să iesem de pământ, pentru unii meditează la această noțiune toxică de stabilitate. Într-un fel imagine seamănă, da? În suflet. În suflet avea impresia că are stabilitate într-o relație de codependență care ofera, să zic, acei bani, da? Dar e o impresie, e o iluzie. Eu zic că meditează și se trezește. E soarele, așa simt, așa simt. Și alege totuși doi de spade și îndrăgostiții. Alege nouă de cupe, satisfacții interioare, personale. Nu musai alături de cineva. Nouă de cupe, bucuros cu el, cu ea. Și să zicem că ar clarifica asul de bâte, care poate să însemne un nou început în viața persoanei care a fost într-o relație. Înțelegeți, dragii mei, este complicat, dar voi trebuie să înțelegeți. Meditați la această noțiune falsă de stabilitate. Nu înseamnă că cine vă dă bani, vă dă și emoții și... E falsă ideea. În timp vă epuizează și trebuie să vă epuizează în primul rând să rămâneți în trecut. Vreți totuși schimbare. Dar schimbarea asta se face altfel. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe. Dacă vă separați amândoi, fiecare își va găsi flacăra geamănă. Dar unul este absolut înfricoșat de chestia asta. 8 de cupe. Posibil unul este dispus să... Am zis, mare... Dragii mei, vorbeam singură, s-a întrerupt camera, am uitat să o curăț, să o descarc, adică, și vorbeam singură. Deci am încercat să clarific 8 de cupe și au venit proiecțiile. Și am zis că persoana de la numărul 2 vrea să se elibereze mental de aceste proiecții. Conștientizează, simte că e poziția lunii, simte intuitiv, în sfârșit, că a trăit niște proiecții. Relațiile pe care le-a experimentat au fost proiecții și i-au lăsat sufletul gol sau amărât sau plin cu pelinda și am vrut totuși să clarific proiecțiile și a venit singurătate, iar eremitul, iar în septembrie. Posibil în septembrie persoana aceasta își va găsi această lumină în suflet, într-un fel sau altul, dar deocamdată simte că trebuie să facă această călătorie pentru creșterea sa spirituală. Există o cupă acolo în zare, există luna eventual cu care lucrează, care îi luminează această călătorie. Există cineva, intuitiv, poate să fie un înger, neapărat cineva, persoană fizică, care îi arată drumul în această transformare 8 de cupe. Drumul. Unde să se ducă. Persoana aceasta vrea să călătorească. Și nu doar emoțional. Interesant. E o călătorie de... renaștere, recunoaștere, eventual. Hai să clarificăm. Ia, la capătul setului de cărți, 4 de cupe. Meditează la această schimbare. Compară situațiile. Presiunea în care a stat și dorește călătorie. 3 de monede. Clarificăm 3 de monede. Dragii mei, o să lipesc videoclipurile și o să apară banda aceea. Nu vă mai vă rog frumos, nu mai reacționați așa. Deocamdată nu am alt... Ia uite, vă spun drăgostiții. Deocamdată nu am alt și transformarea. Nu am altă soluție decât să adaug acea bandă în momentul în care lipesc videoclipurile. S-a întrerupt. E și Mercur retrograd, e de înțeles, să zicem. Clarificăm 3D. Ok. Uf, 3D monede. Se gândește.
Bună ziua, dragii mei, a revenit cu etalarea care va trebui să fie lipită și repet, de câte ori pot, apare banda aceea automat, nu mai intrați în panică. Am clarificat trei demone de poziția gândurilor de la persoana, pentru persoana a doua și a venit, evident, v-am mai arătat când s-a întrerupt, a venit mintea. Similar cu cavalerul de spade, să zicem. Dar am simțit în pauza aceasta nevoia să clarific și a venit integrare. Și după cum arată cărțile, simt că această persoană își dorește, se gândește, e o dorință mentală, să iasă din genul de colaborări stresante, da, trei de monede și mintea, se vede că e o imagine foarte expresivă, colaborări stresante, se gândește cum să-și reconstruiască viața, eventual colaborările viitoare, în așa fel încât să integreze masculin și feminin, care apare într-un fel sau altul și la uniune. Bănuiesc că cel puțin o persoană din această poveste dorește foarte mult să integreze acest concept, da, masculin și feminin în viața sa, eventual să-și atragă, prin creșterea vibrației, să-și atragă întâlnirea cu sufletul geamăn sau sufletul pereche, un suflet pereche darmic. Și lucrează. Își lucrează mintea. Eventual, da, e un lucru în care încearcă să primească o inspirație, un ghidaj de la cineva, eventual într-o poziție mai bună decât persoana aceasta, eventual se conciliază în legătură cu relațiile pe care le-a experimentat și pe care vrea să le experimenteze. E o chestie de conciliere. Poate persoana aceasta încearcă să vorbească ori cu, nu neapărat, nu, cu un astrolog, cu cineva, un psiholog, sau pur și simplu se documentează în legătură cu relațiile pe care le-a trăit până acum. Majoritatea i-au adus dureri de cap și relațiile pe care vrea să le trăiască, da? Gen yin și yang, yin și yang. Și am văzut că în suflet este într-o călătorie, transformare spirituală, călătorie emoțională, transformare emoțională. S-a oprit cărțile la 4 de cupe și la schimbare. Vrea să schimbe ceva, în viața sa și asta conștientizează că nu poate să o facă decât prin yoga, cum am zis mai devreme, calmându-și apele, calmându-și emoțiile. Și chiar s-a văzut mai devreme, dați în urmă, o transformare emoțională necesară pentru această schimbare vibrațională. Compară situațiile, argumentele pe care le-a avut cu unii și cu alții, certuri, jocuri mentale, unii alții. Nu neapărat că persoana respectivă s-a jucat mental cu ceilalți, poate a experimentat genul ăsta de relații din niște motive karmice, eventual. Și atunci vrea să lucreze cu karma sa, că integrarea mi-aduce aminte de justiție, deși e o altă formă de balanță. Simt că vrea să-și echilibreze energiile masculină și feminină. Ce? Da, ia uite, transformare înceată. Transformare înceată, dar sigură. Cavalerul de monede. Dacă o fi având legătură cu semnul de pământ și scorpion, iar variază. Vrea să aibă încredere. Vă mai dau așa semne din când în când, deși poate, uneori, n-ar mai trebui să dau. Nu știu, o să mă mai gândesc la chestia asta cu semnele pe care le doriți voi, majoritatea. Cum acționează? Trei de foc. Vrea să experimenteze, da? Aici trei de foc este reprezentat altfel. Trei de foc înseamnă că așteaptă altfel de oportunități, are speranțe, l-am mai văzut de-a lungul timpului. Da? Vrea să experimenteze altfel de relații, da? Altfel de relații, dar sigur, nu mai vrea cu fostul, cu fosta. Eventual, speră să întoarcă aceste cărți într-o nouă direcție, cu sufletul său geamă, pentru că apare integrare, apare uniune, da? Vrea să-și facă casă sau relație stabilă cu un suflet care îl înțelege emoțional, nu care îi lasă cupele goale, da? Și eventual așteaptă, lucrează în timpul ăsta mental și emoțional, își schimbă vibrația cu speranță că asta înseamnă trei de bâte. Uite, iar s-a deschis la, are încredere, ia uite. Știe că mai devreme sau mai târziu
cu pași mici va ajunge la acești îndrăgostiți, la această flacără geamănă și, în primul rând, iar revin la același leitmotiv, integrarea în interior a masculinului și al femininului, înainte de a-l experimenta în exterior, în relațiile viitoare. Să mai dau o carte? Hai, mai dăm o carte. Totuși, încă o carte. Una, două. Cățelul plânge pentru că vrea să fie plimbat. Probabil că o să fie plimbat, așa că nu vă închipuiți că o duce rău, o duce chiar foarte bine, de o mică alintată. Încă o dată. Hai, încă. Ăsta a vrut să iasă. O, ce frumos, da? Am zis. Posibil speră că la distanță are pe cineva, simte, intuiește. E o intuiție pe care, da? Simte că există un suflet pereche. Și dacă acum nu sunt împreună, probabil comunică telepatic și încearcă să spere. Speră. Speră, așteaptă. Posibil își dorește o căsătorie. Vreau să zic călătorie, dar e și căsătorie. Posibil să fie și căsătorie, în fine. Cândva, la un moment dat, cândva, într-un viitor, apare împărăteasa creativitate în spatele iluziilor. Dacă înainte n-a putut să aleagă sau a fost între două direcții care nu a reprezentat direcția potrivită, vrea să spargă barierele și să vadă dincolo de iluzii, da? Și să manifeste creativitate, creștere, abundență. Deci este teamă. A apărut stea și împăratul, da? Ori pe de-o parte că un berbec, un taur, îi fură din un soi de energie, de speranță, de credință. Îi afectează credința. Asta vreau să... Ia uite, nouă viziune. Posibil, dar, repet, cu împăratul și nouă viziune, care înseamnă casa 12-a peștilor, similar cu spânzuratul, consideră că cineva, acest împărat, dacă are legătură și cu semnul vărsătorului, consideră că acest împărat a încercat să-l oprime, să-l controleze prea mult și vrea să aibă o nouă viziune. Se vede prin tot ce face și cum gândește și cum simte, vrea ceva nou, vrea ceva nou. Ia uite, o nouă conștiință, să iasă din, din relație de codependență, vrea să iasă, da? Vrea să iasă din această relație de codependență. Care apare diavolul? Apare și aici, în sufletul primei persoane. Care sufletul primei persoane este absolut intoxicat de, posibil, nevoia de bani, nevoia de carieră, dragii mei, că asta înseamnă regele de munte, nevoia de carieră, obsedat de bani și de carieră. În fine, ar fi curios de a afla ce reprezintă steaua în acest context. În poziția fricii. Nu sunt prea multe. Este teamă că dacă va mai sta în acest cuplu împărat steaua, va trebui să facă iar compromisuri, iar sacrificii. Ia uite. Șase de cupe. Șase de cupe care a apărut invers în poziția acțiunilor. Dacă este o relație care a fost făcută mai în tinerețe, este teamă că a fost doar un vis pentru care s-a sacrificat prea mult, pentru că l-am dat cel puțin unul dintre voi, că e vărsătorul, că e împăratul, a vrut să controleze situația. Și vrea să vindece, ia uite, receptivitate, ia regina de cupe. Să înceapă un nou capitol în care să aibă succes. Ce-și dorește? Ăsta tot vrea să se arate. Să iasă din amânări, din relațiile în care a fost lăsat, ia uite, în frig, relațiile monocrome, plictisitoare. Nu mai dăm o carte. Vrea să aibă curajul să renunțe, ia uite, șase de spade, să renunțe la această greutate mentală. Mai dăm o carte pentru dorințe. Fuga, fuga. A trecut, nu? Aha, da? Vrea să renunțe, a vrut să se arate, da? Vrea să renunțe la amânări, să iasă, de-am zis, din frig, din monocromie, din relații, din chienare, da? Și să aibă curajul să manifeste acest 10 de cupe, o relație puternică, nu doar idealistă, puternică. Amândoi să fie puternici, nu amândoi să fie visători, da?
Dar puterea asta se poate manifesta în multe feluri, însă nu prin obsesii pentru bani, carieră și statut social și așa. Da? Vrea să simtă un chef de viață după această răsturnare de situație, după acest turn care a apărut pentru că s-au epuizat lucrurile, s-au epuizat și trebuie început ceva nou, trebuie intrat într-o nouă existență. Ce manifestă numărul 2. Eventual își dorește să se vindece, că e similar cu patru de spade, să se vindece din acele relații în care nu a simțit compasiune, nu a simțit căldură, nu a fost spiritualitate, creativitate, că e 5, 5 de monede. Hai, ok, oh, ce frumos, ce reușește să manifeste? Marea, nu Marea, vreau să zic Marea Preoteasă, probabil că în secret sau la modul intuitiv, da? Va manifesta creativitate, abundență, dragii mei. Este împărăteasă, am zis. Abundență. Nici nu are rost să mai dau. Iese din acest ciclu, da? Obositor, epuizant și mental și energetic și manifestă creativitate, înseamnă abundență, sănătate, chef de viață. Ia uite. Nouă. Blochează pe toți cei care vin cu o energie negativă, ca să înseamnă nouă debute și intră, ia uite, e similar cu magicianul, intră într-o nouă existență, se apropie de steaua sa și nu vorbesc de steaua care a apărut în poziția fricilor, de destinul său. Și o manifestă, e magicianul, da? Stă frumos, eventual, în natură, privește luna, cum am văzut la suflet, dar privește luna și își atrage. E conștient că, sau conștient în momentul în care își schimbă vibrația, își atrage această lumină, această cometă, stea, își atrage destină. Da? Interesant că și aici parcă, e prima oară când văd în cartea asta chestia asta, parcă și această împărăteasă lucrează cu chakrele sale, lucrează cu chakrele sale, cu culori, eventual face pictură, artă, sau se exprimă într-un mod creativ, poate și poezie, ceva. Și își atrage această, ia uite, e lună nouă, dacă acolo e lună plină, se eliberează. Aici deja manifestă, ce frumos, manifestă la lună nouă destinul său, ce frumos, ce frumos și blochează pe cei care îi stau în cale. E frumos. Și înainte de a încheia, hai să refac un pic. Deci, leitmotiv a zis că cineva se luptă. Dacă cineva ar vrea să refacă legătura manipulând cu un copil, mare grijă. Dar există și varianta ca cineva să se lupte, să se regăsească, da? Să se privească într-o oglindă în care își vede adevărata esență. Și esența este că avem și yin și yang, da? Avem și masculin și feminin și trebuie integrat în noi înainte de a intra, iar existență, iar numărul 1. Ia uitați-vă, da? Magicianul. Ia uite, vedeți? E copilul. Dar, repet, unii s-ar putea să... Mare grijă să nu fiți manipulați cu un copil. Și nu neapărat că cineva rămâne însărcinat, însărcinat, însărcinată, nu că însărcinat n-are cum să fie. În fine, mai se întâmplă și nu e nicio problemă. Voi v-ați luat mesajul. Nu neapărat. Știu un cuplu de vărsători în care unul vrea să plece pentru că n-a fost înțeles emoțional. Pentru că celălalt a fost prea concentrat pe stabilitate, pe bani. Și persoana de la numărul 1 încearcă să o rețină pe cea de la numărul 2, tot vărsător, prin copil. Copilul rămâne la mine, îi ofer ce îi ofer copilului și, într-un fel, tot încearcă să o întoarcă pe cea care vrea să se elibereze, da? De la numărul 2. Asta într-un cuplu de vărsători. Și totuși, am zis, a apărut creativitatea. Persoana este foarte creativă. Face poezie, are o altă viziune despre viață, da? Nu doar că este mult mai citită, dar mult mai profundă. Și chiar, cred că sunt la nu știu câta separare în ultimul an de zile, posibil că aceasta va fi ultima. Rămâne de văzut.
Asta așa, da, să vă confirm. Că persoana de la numărul 1, mai devreme sau mai târziu, va trebui să accepte situația. Să accepte situația și dacă e obsedată de atât de mult de carieră, de stabilitate, de bani, să înțeleagă că înțelegerea poate să vină și pe cale mentală, da? Că poate să aibă succes și singură, 9 de monede, da? Nu neapărat în cuplu, dacă chiar își dorește. Și să aleagă eventual relații pozitive și în acest moment simt această cruce că într-adevăr are un mesaj spiritual, să aleagă relații spirituale sau pasionale, dar și spirituale. Da, vedeți unde sunteți, cam aceasta e etalare, vă pup, pa, pa!